Având în vedere hotărârile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, primăria aduce la cunoștința cetățenilor municipiului că s-au aprobat numeroase modificări urbanistice, cum ar fi pentru 55 de străzi din municipiu s-a realizat arondarea blocurilor de locuințe și s-au atribuit numere administrative. 39 de alei pe care sunt situate blocuri în cartierele din Municipiul Buzău au căpătat denumiri de stradă și s-a atribuit număr administrativ poștal pentru fiecare imobil. S-au schimbat 13 denumiri de străzi din municipiul Buzău. Ca urmare, reprezentanții primăriei recomandă cetățenilor municipiului să consulte aceste modificări pe site-ul www.primariabuzau.ro, la secțiunea Adrese noi în municipiul Buzău. Totodată, aceste schimbări vor afecta actele de identitate care trebuie schimbate. Înainte însă, cetățenii trebuie să obțină o adeverință de la ghișeul unic al primăriei. Pentru a evita aglomerația, un consilier local a propus ca un funcționar de la acest ghișeu să fie desemnat să se ocupe numai de aceste adeverințe. Propunerea a fost agreată de primarul Constantin Toma, care a spus că vor fi două persoane și nu una, care vor răspunde de eliberarea adeverințelor. Este important că în cadrul biroului unic să existe o persoană, chiar un ghișeu, unde aceste persoane care nu au nicio vină că trebuie să schimbe buletinul și noi nu avem de ce să le obligăm să facă pași în plus, să le asigurăm o fluidizare a demersurilor lor, dar la birou unic. Să nu stea polițistul să-l întrebe: domnule, de ce stai aici? Uite, așteaptă că e ocupată doamna. Doamna să fie sau domnul să fie ocupat doar cu aceeași problemă, cu eliberarea adeverințelor. Nici oamenii să nu se mai plimbe prin tot palatul comunal, neștiind de fapt unde să se adreseze. Cheltuielile pentru schimbarea documentelor vor fi suportate din bugetul local, respectiv taxa de 7 lei pentru eliberarea cărții de identitate și taxa de 1 leu pentru eliberarea cărții de identitate provizorie.